foarte multe beneficii. Păcat că oamenii nu-și dau seama de anumite lucruri, dar văd partea negativă a lucrurilor. Vin foarte multe granturi nerambursabile, sunt foarte multe ajutoare care dă posibilitatea să se dezvolte foarte multe ramuri, numai că păcat că oamenii sunt cumva preocupați de alte lucruri și nu se axează pe esență. Nu, отлично, da, хорошо. Мы всем рады. Деньги, пожалуйста, давайте, мы только рады. Как Европа может повлиять на Молдову? О, ну, я думаю, что это будет новый уровень жизни для всех. Лучше или хуже? Ну, в чем-то может быть лучше, в чем-то может быть, знаете, хуже. Это сложно оценить, пока его здесь нет. Нет, не хочу. Почему? Так, я лучше с Россией поживу. У России все есть. Все есть, понимаете, все есть. А Европа что дает нам? Я не согласна с Европой, все. Пускай в Европе только Майя сам живет. Что она сделала для нас? Садики закрыла, школы закрыли. Мы с Россией жили и будем жить. Da, ajută. Financiar. Presupun că școli în Europa sunt mai performante, mai multe posibilități de a învăța la Europa. Dacă o să ne aflăm în Uniunea Europeană, modul de trai și toate celelalte valori care sunt vor fi mai la nivel, vor fi mai bogate și modul de trai și de viață și toate celelalte. Economia, agricultura și toate celelalte modalități de trai de care dispunem noi. Condițiile care sunt acolo și legile care funcționează ne fac să râvnim și noi la integrarea în Uniunea Europeană. Regretabil că nu toți cetățenii noștri, nu știu din ce cauză, mai sunt așa rezistenți la schimbarea aceasta sau au reticență.